Atenție, acest video conține spoilere din Tinerii Titani, atât din benzile desenate, cât și din animația de pe TV. By the way, mă refer la Tinerii Titani de pe vremuri, nu la cei care se difuzează acum pe Cartoon Network. Tinerii Titani sunt o echipă de supereroi din universul DC care luptă împotriva răului. Membrii echipei sunt următorii: Raven, Robin, Beast Boy, Starfire și Cyborg. Raven este fiica lui Trigon, un zeu antic al răului. Lui Raven îi este menit să aducă sfârșitul lumii, aducându-l pe Taxu înapoi în universul nostru. Din cauza destinului său, Raven este hotărâtă să lupte de partea binelui până când va veni momentul să dezlănțuie răul suprem. Nu toți titanii au origini supranaturale. Unii își au originile la circ. John și Mary Grayson, numiți și Graysonii zburători, sunt o pereche de circari renumiți în toată lumea. Și în același timp și părinții lui Robin. Aceștia au avut un accident în timpul unei prestații, lăsându-l pe Robin orfan. Dumnezeu să ierte! Din fericire, Batman știe cum îi să-ți pierzi ambii părinți. Așa că îl ia pe Robin sub aripa sa protectoare și îl antrenează ca să lupte împotriva fără de legii. Beast Boy era cândva un băiat obișnuit pe nume Garfield, care era într-o expediție în junglă împreună cu părinții săi biologi. Serios, chiar îl chema Garfield. Într-o zi, Beast Boy a fost mușcat de către o maimuță. Mușcătură care l-a infectat cu un virus care este mortal pentru oameni, dar inofensiv pentru animale. Părinții lui Garfield l-au injectat pe acesta cu anticorpi de la animale pentru a opri virusul. Dar fără voia lor, Garfield a devenit verde și a căpătat puterea de a se transforma în diferite animale. Părinții lui Beast Boy au murit în urma unui dezastru natural. Dumnezeu să ierte! Rămas orfan, Beast Boy și-a găsit o nouă familie în Patrula Groazei, o echipă de supereroi care luptă împotriva unei frății malefice. Beast Boy s-a integrat destul de bine în noua sa familie, dar într-o zi, el este pus să aleagă între a-și îndeplini misiunea sau a-și salva echipa. Bineînțeles că Beast Boy și-a ales echipa. Și chiar dacă Patrula Groazei a ieșit victorioasă în final, liderul grupului l-a mustrat pe Beast Boy pentru că a pus în pericol operațiunea. Beast Boy nu este de acord cu felul în care Patrula Groazei rezolvă problemele, așa că el iese din echipă pentru a-și găsi o nouă cale în viață. Înainte de a deveni robot, Cyborg își trăia viața la maxim, dând mereu tot ce are mai bun. Din păcate, el iubea prea mult viteza, iar din cauza ei a avut un accident cumplit. El a reușit să trăiască doar datorită părinților săi care erau oameni de știință și care i-au înlocuit părțile corpului care nu mai erau bune cu elemente robotice. Noua viața lui Cyborg a fost atât de diferită încât acesta nu i-a făcut față și a fugit de acasă. La un moment dat, Gordanienii atacă Tamaranul, adică planeta de baștină a lui Starfire. În ciuda eforturilor de a lupta împotriva invadatorilor, Tamaranienii sunt învinși. Pentru a-și proteja moștenitorul, familia regală își trimite băiatul în exil. Starfire este devastată de plecarea frățiorului ei, dar sorța, adică Blackfire, a făcut un pact cu invadatorii predând-o pe Starfire Gordanienilor, ca ea să poată prelua tronul. Dacă vă întrebați ce au făcut părinții lui Starfire în tot acest timp, n-au făcut nimic. Când și-au văzut familia destrămată, amândoi au picat bolnavi la pat și da... Dumnezeu să ierte! Starfire reușește să scape din captivitate și naufragează pe planeta noastră, mai exact în California. Robin, Cyborg, Beast Boy și Raven merg la locul unde s-a prăbușit Starfire pentru a se lupta cu ea. Nu trece mult timp și ei realizează că e fată bună și că adevăratul pericol este reprezentat de către Gordanienii. Deci cu toții își unesc puterile și înlătură amenințarea extraterestră, astfel formându-se Tinerii Titani. Înainte de a continua acest video, vreau să vă zic că mai aveți la dispoziție o săptămână în care puteți să vă înscrieți la concursul de la mine de pe Insta, unde puteți câștiga această cameră. Găsiți toate detaliile concursului în descrierea acestei poze. Revenind la video, la început echipa nu prea funcționa bine. Adică doar gândiți-vă cum ar fi să puneți la un loc 5 adolescenți în care tocmai ce au dat hormonii. Beast Boy enervează pe toată lumea, Cyborg a părăsit temporar echipa din cauza că s-a certat cu Robin, iar Starfire și Raven au drame de fete. Totuși, titanii trebuie să învețe să lucreze ca o echipă pentru că un tip pe nume Slade i-a luat în vizor. Acesta se folosește de diversi răufăcători pentru a-și duce la bun sfârșit planurile. Ba chiar, la un moment dat, el lucrează cu Academia Hive, adică o academie care antrenează copiii cu abilități speciale. By the way, copiii ăștia nu sunt antrenați ca să aducă un bine omenirii, dacă mă înțelegeți. În ciuda faptului că titanii reușesc de fiecare dată să îi oprească planurile lui Slade, Robin ajunge să dezvolte o obsesie față de el. El ajunge atât de disperat încât se dă drept Redix pentru a se infiltra în cercul de apropiața lui Slade. Redix ar trebui să fie un mercenar nemilos, dar Slade știe adevărul spre deosebire de restul titanilor.
Slade ajunge să vadă potențial în Robin, așa că îi ademenește pe restul titanilor într-o capcană și îi injectează cu niște chipuri microscopice, fără ca ei să știe, viețile lor fiind la mila lui Slade. Drept urmare, Robin este forțat să devină ucenicul maniacului. Robin știe cât de mult maestrul său urăște să piardă, deci și el se injectează cu aceleași chipuri ca Slade să-și piardă avantajul și să distrugă telecomanda care controla chipurile. Drept urmare, Slade este forțat să se retragă, fiind bătut măr de către titani. Într-o zi, titanii dau peste o fată care urmează să fie mâncată de către un scorpion uriaș. Titanii încearcă să o salveze, dar hei, fata are super puteri și se descurcă. Pe fată o cheamă Terra și ea este prințesa din Markovia. Ea a fost subiectul unui experiment care trebuia să o transforme pe ea și pe fratele ei în supereroi ca să-și protejeze regatul, dar doctorul care efectua experimentul avea de gând să-i folosească drept arme. Fratele ei reușește să-și controleze puterile și să-l oprească pe doctorul nebun, dar spre deosebire de fratele ei, puterile Terei sunt instabile, deci ea fuge de acasă ca să nu rănească pe nimeni. Revenind în prezent, Terra pare un membru promițător pentru echipă, dar ea îi părăsește pe Titan după ce aceștia află de problema puterilor ei. Slade profită de situația dată și îi oferă Terei postul de ucenic în schimbul promisiunii că ea o să ajungă să-și controleze puterile. Terra acceptă oferta și devine soldatul pe care Slade mereu și l-a dorit. Ultima sarcină a Terei fiind aceea de a-și elimina foștii prieteni. Ea le câștigă încrederea salvându-le baza de operație și luptând cu diferiți criminali din oraș. Beast Boy și Terra încep să-și construiască o relație, dar în timpul primei lor întâlniri, turnul titanilor este atacat de către roboții lui Slade. By the way, aceștia au reușit să treacă de sistemul de securitate datorită Terei. Slade le dezvăluie titanilor că Terra a fost un agent dublu de la bun început. Titanii reușesc să-i oprească pe roboți, dar moralul lor este la pământ din cauza că și-au pierdut un prieten. Slade și Terra preiau controlul orașului și îi forțează pe titani să se ascundă pentru o perioadă. Terra realizează că maestrul său o folosește doar pentru puterile sale, deci se răzvrătește împotriva sa, aruncându-l într-un vulcan activ. Iezau să-l ierte! Terra se sacrifică pentru a salva orașul de iminenta erupție a vulcanului, aceasta ducându-și puterile la limită și transformându-se în piatră drept consecință. Iezau să-l ierte! Conducerea Academiei Hive are parte de niște schimbări, Brother Blood fiind noul director după ce fosta directoare a fost dată dispărută. Brother Blood vrea să construiască o armă, deci își trimite studenții să fure niște materiale. Ei sunt interceptați de către titani care se folosesc de această oportunitate pentru a descoperi locația Academiei. By the way, ei tot îl infiltrează pe Cyborg înăuntru. Cyborg este prins în timp ce încerca să hackuiască sistemul, dar directorul nu încearcă să-l oprească pentru că el are puterea de a manipula mințile oamenilor. Acesta îi dă lui Cyborg noua sa armă, dar Cyborg o folosește pentru a distruge Academia. Aparent, Cyborg e mai bine de jumătate mașină, deci Brother Blood nu îi poate controla mintea. Din cauza că există tot mai mulți răufăcători în lume, o nouă echipă de titani se formează într-un oraș din est, iar Cyborg merge să îi ajute cu problemele lor. Noua echipă este formată din Bumblebee, Speedy, Aqualad și doi gemeni super rapizi. Brother Blood profită de venirea lui Cyborg pentru a ataca noua echipă de titani. În urma ultimei sale lupte cu Cyborg, Brother Blood i-a furat tehnologia construind arme noi, o armată de roboți și s-a transformat pe sine într-o copie de-a lui Cyborg. Cyborg reușește să-l doboare pe Brother Blood odată și pentru totdeauna. Iar în urma victoriei sale, titanii din Est îi oferă postul de lider al echipei, dar Cyborg refuză ca să rămână alături de prietenii săi. Alături de prietenii săi și alături de o tipă cu care tot ieșea până acum. De ziua lui Raven, Slade apare de nicăieri și prevestește că urmează sfârșitul lumii. După ce Slade a fost învins de către titani, acesta a fost înviat de către Trigon, acesta promițându-i lui Slade că o să-l reînvie complet dacă o să-l ajute să aducă apocalipsa. Raven își dă seama de sursa noilor puteri ale lui Slade, dar nu le zice prietenilor ei despre ce e vorba și fuge la mama ei ca să ceară ajutor, dar din păcate locul ei natal este distrus complet. Între timp, titanii descoperă un templu străvechi construit de către slujitorii lui Trigon. Acolo ei se întâlnesc cu Slade care le zice că lipsește nestemata prin care Trigon o să se întoarcă în lumea noastră. Raven se întoarce ca să-și salveze prietenii și le tot zice faptul că ea este nestemata pe care Slade o căuta. Odată ce aud despre profeția lui Raven, restul titanilor creează un bunker care să o țină în siguranță pe Raven pe viitor. Titanii fac tot ce le stă în putere ca să o protejeze pe Raven, dar aparent zeul antical răul este prea mult chiar și pentru ei. Deci Raven se predă de bunăvoie tatălui ei ca să salveze viețile prietenilor ei.
Din cauza că Raven s-a predat de bunăvoie, Trigon nu își ține promisiunea față de Slade. Drept urmare, Slade îl trădează, pentru că știm cu toții că el urăște să piardă. Cu sau fără Slade, Trigon aduce apocalipsa pe pământ. By the way, titanii reușesc să supraviețuiască datorită magiei lui Raven. Beast Boy, Starfire și Cyborg încearcă să-l țină ocupat pe Trigon în timp ce Robin și Slade își unesc forțele ca să o găsească pe Raven. Ea a luat forma unui copil și crede că răzvrătirea împotriva lui Trigon este inutilă. Titanii împreună cu Slade continuă să lupte împotriva zeului antic, chiar dacă nu au șanse să învingă. Lucrul ăsta o determină pe Raven să iasă din carapace și să-l trimită pe Taxu înapoi de unde a venit. Toate efectele apocalipsei fiind anulate. Răufăcătorii din întreaga lume realizează că există prea mulți supereroi care reprezintă o provocare pentru ei. Drept urmare, aceștia se alătură frăției răului și concep un plan prin care să distrugă forțele binelui. Inițial, ei răpesc doi supereroi și îi îngheață. După care, răufăcătorii se folosesc de imaginea lor ca să-l manipuleze pe Robin să le dea un transmițător cu care să urmărească fiecare mișcare a titanilor. Titanii se despart și călătoresc în toată lumea împărțind transmițătoare ca ei și aliații lor să fie mereu conectați în cazul unei urgențe. Din păcate, frăția răului se folosește de această rețea ca să-i captureze pe eroi unul câte unul. Beast Boy se întâlnește cu eroii care au mai scăpat și concep un plan de salvare. Deși au luptat vitejește, ei sunt depășiți numeric. Asta până când restul eroilor își fac intrarea dramatică și îi pun pe răufăcători la gheață. Fraților, seria cu tinerii titani a fost anulată de către Cartoon Network, așa că desenul nu are un final clar. Și ca la orice desen, avem multe episoade de umplutură. Ca de exemplu, atunci când Cyborg ajunge în trecut, când Raven scoate un dragon dintr-o carte, când Starfire ajunge în viitor și așa mai departe. Totuși, cred că se merită să vă mai zic două lucruri, anume că Robin și Starfire se cuplează în mod oficial și că la un moment dat Terra reapare în serial, dar ea nu are nicio amintire legată de viața sa anterioară, așa că ea îl lasă pe Beast Boy cu inima frântă. Ca o mică paranteză, cum vi se pare că se aude acest video? E ok calitatea audio? Vă rog să-mi ziceți în comentarii pentru că mă ajută enorm feedback-ul de la voi. Fraților, sper că v-a plăcut acest video, dacă da, nu ezitați să distrugeți butonul ăla de like și să vă abonați la mine pe canal pentru că am un întreg playlist cu conținut de genul ăsta. Playlist care se mărește de la o săptămână la alta. Ziceți-mi în comentarii cu ce să mai fac videouri, nu uitați de giveaway, ne auzim pe Insta și pe TikTok, eu am fost Paul Pașca și ne vedem data viitoare.